capitolul 9, frate, cunosc cuvântul, zice așa. Și după cum oamenilor le este rânduit să mor o singură dată, iar după aceea vine judecată. La noi, biserică, la Deva, avem o judecătoare. E judecătoare la unedarul la tribunal. Și am întrebat într-o zi, băi, soră, cum se face judecată, așa, curios? Că sunt frate mică. Noi avem codul de lege. Eu primesc de la procuror învinuirea pe care le are omul respectiv și învinuirea de acolo o confrunt cu codul de lege. Și în funcție de ce scrie în codul de lege și ce-o greșit el, eu dau sentința. Oamenilor le este rânduit să trăiască o singură dată, iar după aceea vine judecată. Într-o zi vom ajunge la judecată. Judecata nu se va face după Biserica Pentecostală, după Biserica Baptistă, după Biserica Ortodoxă. Judecata se va face după cuvântul lui Dumnezeu. Va fi pus acolo cuvântul lui Dumnezeu și vei fi întrebat. Ai trăit? Ai aplicat cuvântul lui Dumnezeu? Și va veni judecata. Nu este scăpare. Fiecare dintre noi nu va merge în locul meu nici nașa, nici nevastă-mea, nici copiii, nici păstorul, nici preotul. Mă voi prezenta eu singur. La judecată, la căsătorie. Nu te dui la căsătorie prin trimis pe altul, îl împuternicești pe altul, că te întreabă pe tine, nu întreabă pe altul. Tot așa și la judecată. A răsunat cuvântul Domnului după masa zilei de astăzi în satul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu spune, omule, ți s-a pus înainte viața și moartea. Alege. Cred că fiecare dintre noi, dacă am dat un răspuns înaintea Domnului sau înaintea noastră, am spune, cine vrea moartea? Cine vrea moartea? Era cineva în vârstă, este o întrebare care, fiind singur, tot asta zicea, vreau să mor, vreau să mor, vreau să mor. S-a dus la pădure, s-a adună niște vreascuri să le ducă acasă și nu vine moartea asta odată să mă ia. Unde e moartea asta? Nu vine moartea asta. Și spune întâmplarea că la un moment dat l-a bătut pe umăr și a zis, am venit, dar cine ești? Păi-s moartea, mai te-a chemat. Foarte bine că ai venit. Ajută-mă să pun legătura pe spate. Deci dacă toată viața dorim un lucru sau altul, într-o zi iubiții Domnului vom sta la judecată, începând cu mine, fiindcă spune cuvântul Domnului că toți ne vom prezenta înaintea scaunului de judecată. Dar atunci este cineva despre care s-a vorbit și s-a cântat în dupămasa zilei de astăzi. Un avocat, Domnul nostru Iisus Hristos, care stă acolo în fața tronului de mărire. Vorbește cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei despre o mare dezmaral pe care a pus tronul. Și acolo ne vom prezenta în fața tronului. Și se va începe să ni se citească păcatele. Ale mele, ale tale, ale tuturora. Știți că gândul este un păcat? Știți că dacă vrei, poți să faci un bine și nu-l faci, este păcat? Și într-o zi se va prezenta toate acolo. Sentința lui Dumnezeu înseamnă moarte. Dar acolo spune că la dreapta este Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Și dacă atunci Domnul Iisus Hristos nu se va ridica și să spune cu adevărat, eu un păcătos, dar a făcut un legământ cu mine prin jertfa din Calvar. Iartă, vei primi trecere. Vorbim din Biblie. Nu vorbim din cărți de povești, nu vorbim din nimic din Biblie. Fii pregătit pentru vremea aceea și Domnul să vă binecuvinteze, să ne cercetăm și să fim gata. Amin. Mâine e prea departe să vă spun. Cuvântul Domnului zice astăzi despre pocăință astăzi. Eu să vă spun de mâine e prea departe. Astăzi, dacă aude cineva cuvântul Domnului și Domnul să vă binecuvinteze, am dorit să ne ridicăm în picioare cu toții și am dorit să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Eu mă voi ruga Domnului, după care frații noștri o să mai aibă
cântări spre slava Domnului. Cine dorește să rămână în continuare, Domnul va continua să se prostăvească prin gura fraților. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta precum în cer și aici, Doamne, în curtea căminului de la Sâr, Doamne. Îți mulțumim că a fost voia Ta, Doamne, să ne adunăm în această frumoasă duminică, în această frumoasă zi, Doamne, în care a strălucit soarele Tău, Doamne. Dar îți mulțumim că soarele neprihănirii a fost prezent aici, Doamne. Îți mulțumim pentru frații care au venit și au adus mesajul Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru frații din vecinătățile satului nostru care au fost aici. Îți mulțumim pentru consătenii noștri care au venit aici, Doamne. Te rugăm, Doamne, pentru toți cuvântul din seara aceasta, Doamne, să slujească ca și baza mântuirii noastre, Doamne. Ne-ai vorbit de slușii, Doamne. Ne-ai vorbit despre fricoși, Doamne. Ne temem de atâtea ori de viața noastră. Ne temem de atâtea ori de sănătatea noastră. Ne temem de atâtea ori de atâtea lucruri. Dar ne-ai vorbit, Doamne, că în seara asta Tu ești cu noi. Tu ai fost cu noi și Tu vei rămâne cu noi. Pentru toate lucrurile, Doamne, care au fost până aici, noi îți mulțumim, Doamne. Și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos și prin meritele Lui. Amin. Vă rog să ocupați.